Caz șocant la Deva, doi câini au fost loviți cu sălbăticie și omorâți pe o stradă de la marginea municipiului. Unul dintre căței, cu răni foarte grave, a reușit să scape de sub ploaia de lovituri și oamenii care l-au văzut plin de sânge l-au dus la medic, dar rănile au fost foarte grave. Poliția a deschis o anchetă, iar proprietarii cățeilor cer prinderea făptașilor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Erau bluzi! Să vă uitați că au apostat fata mea cât erau de blu și de jucăuși. Prietenoși, toți vecinii pot să zică. Am nepoți mici. Nu au făcut rău la nimeni. Oricum erau puiuți. I-au făcut un an în aprilie și el un an în decembrie. Totul s-a întâmplat sâmbătă când cele două animăluțe, un husky și o cățelușă de talie mică, au reușit să scape din curte. Strada Olarilor se află undeva pe deal la marginea municipiului. Proprietarii și-au dat seama că au dispărut căței și împreună cu vecinii și copiii au început să-i caute. Până la urmă, câțiva deveni din cartier au văzut cățelul de rasă plin de sânge și au anunțat o iubitoare a animalelor care a ajuns rapid în zonă. Inițial am crezut că era lovit de o mașină, deci în explicațiile astea le puteam, da? Nu era așa. Câinele avea traumatisme multiple la nivelul capului, așa, plin de sânge într-adevăr, botul tăiat, trufa, craniu fisurat. Se vedea că era lovit cu un obiect contundent, nu știu, sapă, lopată, topor, ceva de genul. M-a ajutat persoana care a sunat, așa, să ne anunțe, să-l iau. L-am pus în mașină într-o pătură, l-am dus la cabinetul veterinar. Medicul veterinar l-a operat de urgență, dar cățelul avea răni prea grave. Doctorul spune că în 12 ani de experiență nu a văzut așa ceva. Când s-a prezentat la noi, era în stare de agonie. Am intervenit imediat în vederea stabilizării lui. Urmând ca să remediem ce se putea remedia, din păcate avea niște traumatisme destul de severe craniene și se pare că nu a supraviețuit până la urma urmei. Vedeți des așa ceva? Rar. Așa ceva chiar n-am mai văzut, dar mai sunt leziuni, accidente de mașină și tot felul de alte altercații între căței, dar așa ceva eu sincer nu am mai văzut. Până la urmă, proprietarii și oamenii din zonă au găsit și cățelușa. Era lovită, decapitată, legată cu un cablu și aruncată într-un canal dezafectat. Când povestește de animăluțele pe care le-a crescut de mici, proprietara nu își poate reține lacrimile. Nu înțelege ce persoană poate lovi niște căței cu atâta cruzime. Dar când am văzut-o și pe ea ieri, că am sperat, eu chiar am sperat, chiar dacă mi s-a spus că a fost văzută moarte, eu am sperat că ea se întoarce înapoi. Măcar ea. Da. Poliția a demarat o anchetă, iar cel vinovat riscă închisoarea când va fi identificat. În aceste două situații vorbim despre aceeași infracțiune, practic de ucidere cu intenție animalelor și fără drept, faptă pentru care pedeapsa este prevăzută de legislația penală. Vorbim despre faptă considerată infracțiune ce se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. În aceste două situații polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală. În momentul de față efectuează cercetări în vederea identificării autorilor și a luării măsurilor care se impun. Iubitorii animalelor, dar și cei din zonă, sunt convinși că asemenea fapte pot fi comise doar de un om care are probleme de sănătate. Le este și groază că o asemenea persoană este în libertate. Erau blâns căței. Da, mai ales ăla, husky. Ăla era mai blând ca aia mică, că mai făcea. Da, mai nu, mai șchirlea atâta, dar în rest n-avea agresivitate. Sau... Vă pare rău? Da, mie îmi pare rău după meu. Și plânge și el după ele. Dar vă puteți închipui ce s-a... De, cu asemenea sălbăticie, ce ziceți de eu un om din asta? Eu n-am putut să mă uit de poze. Sunt așa afecțios și când văd, deja, păcat. Păcat de animal, numai că nu, văd de ăla care... Dar ce credeți despre un om care se poartă așa cu câinii? E un criminal. N-au mai cuvinte. Cum să-l descrii? Mai animal ca animalul. Avem de-a face cu o persoană care nu-i, nici nu pot să, deci nu pot să comentez mai mult pentru că nici nu mă, pur și simplu, nu pot concepe așa ceva. Iar acolo unde a fost găsită cățelușa, când m-am dus ieri, mai erau și alte cadavre de câini.
din câte am înțeles, în zona aia mai dispar câinii. Deci s-ar putea să fie cineva care omoară animalele și le aruncă acolo. Ce v-ați dori de acolo? Să fie prinși criminalii care au făcut asta. Asta îmi doresc cel mai tare. Nu doresc nimic altceva. Doamne ferește, nimic material sau ceva. Vreau să fie prinși și să plătească pentru asemenea cruzime. Asta îmi doresc. Corpul cățelușei aruncat în canal a ajuns la Direcția Sanitar-Veterinară, care urmează să facă o expertiză. Antena 3 Deva va urmări evoluția acestui caz.